Vizita domniei sale marchează o nouă etapă într-o relație deja consolidată între instituțiile justiției din România și din Olanda, special între Ministerul Public Român și Ministerul Public Olandez. Discuțiile purtate cu domnul Gerrit van der Burg au evidențiat preocupările comune pe care le avem în legătură cu funcționarea instituțiilor noastre pentru gestionarea problemelor specifice instituțiilor sistemului judiciar în direcția consolidării statului de drept. Doresc să menționez că vizita domniei sale a constituit pentru noi o oportunitate suplimentară în direcția schimbului de bune practici, de stabilire a unor modalități eficiente de cooperare judiciară în domenii de interes pentru ambele părți, cum ar fi criminalitatea transfrontalieră, cybercriminalitatea, infracțiunile care țin de traficul cu droguri, traficul de bunuri culturale și altele. Gemeenschappelijke onderzoeken bijvoorbeeld als het gaat om mensenhandel, bijvoorbeeld als het gaat om het terugbrengen van cultureel erfgoed, bijvoorbeeld als het gaat om onderzoeken in verdovende middelenzaken, etc. Am făcut împreună mai multe investigații, de exemplu în domeniul traficului de persoane, traficul de droguri și returnarea unor bunuri, obiecte de valoare culturală. Criminaliteit is steeds vaker internationaal van karakter en daarom alleen al is het mooi dat deze relatie zich daadwerkelijk verdiept en de bodem is, de basis is om samen een vuist te maken tegen deze vormen van criminaliteit. Criminalitatea, infracționalitatea are din ce în ce mai des operează în mod internațional și tocmai de aceea este foarte important să facem și noi să colaborăm împreună cu alte țări europene.